Bună dimineața! De exemplu, aici avem olari, veniți de la? Anghita, comuna Corum. Corum? Există cu oala câștigătoare prin sarmale. Dar încă nu se vorbește de sarmale, că acum am alții de post. Ideea noastră sunt duminică, sau da? De post? Da, bine ați venit, vă rog. Mult succes, apreciați și... Aici să... Și mai des privat, de la Pașcani. Produce o parte din cățărite în sistem manufacturier. Mulți simpatizanți care... Vă apreciază și ați făcut un pas și tot hai aici, piață, unde ești? De la mine, hai de aici, hai de aici, hai de aici, pe piață. Mulțumesc! Bună ziua, bună dimineața! De unde? De la? Arghita! Arghita! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, Suntem chiar în Vinerea Mare,
o zi atât de importantă pentru creștini, pentru creștinii ortodoxi și este cu siguranță un moment în care o să ne încărcăm bateriile, o să ne gândim foarte serios la ce avem de făcut și așteptând învierea Domnului o să ne gândim la o adevărată înviere a României, pentru că situația de până acum nu poate să continue. Fiind Vinerea Mare, nu am să adresez niciun fel de mesaj războinic, va fi un mesaj de pace și de bună înțelegere, de colaborare între românii care iubesc cu adevărat țara aceasta și când vor merge să ia lumină în fața bunului Dumnezeu, să se gândească la ce au greșit și de ce au dezamăgit atât de mult poporul român. Pentru noi este un lucru extrem de important, pentru că de aici, practic, vom intra în campania electorală imediat după sărbătorile pascale, imediat după ziua de Paști. Practic de marți vor începe acțiunile electorale. Până atunci le transmitem tuturor românilor toate cele bune, un gând bun, liniște în familie, pace în suflet și lumină în gând. Doamne ajută! Domnule Rareș Bogdan, o întrebare particulară pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai reprezentativi, sau ați fost unul dintre cei mai reprezentativi jurnaliști. Odată ajuns în Parlamentul European, ce puteți face pentru această breaslă care în România acum are situația financiară pe care o are? Foarte multe lucruri. De exemplu, să avem același statut pe care l-au jurnaliștii din Polonia, din Germania, din Franța. Statul să trateze instituțiile media exact la fel, pentru că nu există democrație funcțională fără presă. Sigur, niciodată nu o să mă schimb și nu o să fiu altceva decât un apărător a libertății de expresie, a libertății presei, care este vitală pentru funcționarea democratică și, de asemenea, în momente specifice pe care le putem enumera, în care puterea politică a încercat să calce libertatea presei în picioare, în cazurile Rise Project, Hot News, Realitatea TV, Digi24 și alte instituții media care au fost, chiar instituții locale din județul Vâlcea, spre exemplu, televiziuni locale sau ziare, în care jurnaliștii au fost amenințați, în cazul Emilia Șercan, cel mai nou caz, în care s-a dovedit că amenințările veneau chiar de la o persoană din angajată într-o instituție a statului român. Nu vreau să dau numele acestea pentru a nu aduce o problemă de imagine tuturor celor angajați în acea instituție. În astfel de cazuri, noi, cei din Parlamentul European, trebuie să atragem atenția, să reacționăm, să fim apărători ai dumneavoastră. Pentru că mi-ar fi plăcut extrem de mult ca acest lucru să se întâmple și în cazul meu, când am fost amenințat, când am fost atacat din toate pozițiile, când s-au adunat semnături împotriva mea de către reprezentanții unui partid politic. Toate lucrurile acestea trebuie să înceteze, pentru că presa este cheia unei democrații. Dar din punct de vedere economic, presa este îngenunchiată la ora asta. Ce se poate face concret? Exemplu economic, o să putem discuta pe larg despre acesta. Exemplul italian și exemplul francez este cel mai reprezentativ. Sunt cele două state care în momentele crizei din 2008-2009 au știut să o întindă o mână, așa cum au întins către corporațiile naționale de tip Renault sau de tip Fiat, așa cum au întins către sistemul bancar. Guvernele celor două state și parlamentele au întins o mână și către marile trusturi de presă, deși culmea, unul dintre trusturile de presă era în momentul respectiv cel mai mare din Italia, era într-un război deschis cu premierul de atunci, dar asta nu a contat, pentru că cum ar arăta societatea dacă nu am putea fi criticați? Cum ar arăta lumea dacă la ora 24 noaptea n-ar veni un domn pe o televiziune care să mă critique în fiecare seară? Foarte bine, e dreptul lui să mă critique și mă voi lupta ca în continuare să mă critique. Domnul Orban, odată ajuns la guvernare, veți gândi un plan de redresare a ceea ce înseamnă situația presei în România? Îngenunchiat, așa cum am spus, în primul rând economic și apoi... Siguranță avem câteva obiective de a asigura libertatea presei și de a asigura o finanțare corectă, obiectivă, care să permită libertatea de exprimare și care să nu
determine jurnalistul să-și calce peste propriile convingeri și peste propriile opinii. Acum nu intrăm în măsuri concrete, dar fiți convinsă că noi întotdeauna ne-am bucurat atunci când mass media era liberă și putea să scrie fără niciun fel de constrângeri, pentru că niciodată n-am fost cum au procedat ceilalți, în special din zona PSD, ALDE, să încerce să cumpere tăcerea jurnaliștilor, să încerce să-i transforme pe jurnaliști în mercenarie care să promoveze mesajele partidului de guvernământ și să încerce să scape de jurnaliștii incomoți. Pentru noi libertatea de exprimare este fundamentală într-o societate și este o garanție a democrației în societatea respectivă și vom găsi soluții pentru o finanțare obiectivă care să permită un statut demn pentru jurnaliști. Domnule Rareș Bogdan, o ultimă întrebare. Urmărind reacțiile oamenilor de pe stradă pe care i-ați întâlnit acum, înțeleg, pentru prima oară în Roman, n-ați mai venit până acum. Cum apreciați? Vă vor susține sau nu? După reacțiile pe care le-ați văzut... Dacă ar fi să iau doar reacțiile celor cu care m-am întâlnit în cele 6 săptămâni de campanie, ar însemna că luăm 60% din, la alegerile acestea. Nu o să luăm 60%, noi ne batem să luăm între 25% și 30% și sper din tot sufletul să fim mai aproape de 30% decât de 25%, dar e o încântare și aici vă spun că fost jurnalist. Este absolut incredibil să vezi că după 15 ani de muncă, după 7 ani de presă zi de zi pe o televiziune națională, lumea te privește cu atât de multă încredere, cu atât de multă simpatie și s-a simțit reprezentat de tine cât ai fost acolo seară de seară la măsuța ta în studioul tău și parcă foarte mulți mi-au spus, știți, parcă vorbeam eu și fiind acolo dumneavoastră în televizor, unii dintre ei plâng, alții mai au în braț, alții dintre ei îmi dau la telefon părinții mult mai în vârstă sau bunicii, copiii plecați departe în diaspora românească și asta mi-arată că munca mea nu a fost în zadar și că ceea ce am făcut eu cu precădere din 2014 a fost pe placul foarte multor români, mult mai multora decât am crezut. Cum vă pare romanul? Frumos, frumos și v-am meritul spus, e frumos, e frumos, e cochet, e aranjat, m-aș bucura să aibă, m-aș bucura să aibă, are investiții economice cât nu are tot județul Teleorman, Giurgiu și Ialomița la un loc, deci investițiile economice străine aici sunt incredibile. Din păcate prost plătite. Aici e o chestiune care se poate reglementa, să știți. Aici eu doar în momentul în care ești la putere, poți să stai de vorbă, dar nu cu parul, cum face domnul Vulcov. Încearcă să-i scoată afară și apoi să-i șantajeze pe cei. Nu, discutând pur și simplu și înțelegând lucrurile, pentru că viața oamenilor contează mai mult decât orice și forța de muncă este o forță de muncă care trebuie respectată. Nu poți să n-o plătești bine ca să-ți plece în Occident și apoi să te chinui să aduci forță de muncă de peste mări și țări. Deci, pe total îmi place, îmi plac oamenii, îmi plac mult moldovenii. De altfel, mi-a zis un domn la Iași că, zice, știți, cu numele ăsta Rareș Bogdan, asta este 100% moldovean, că ambele-s moldovenești numele. Dar eu sunt ortodox practicant și mă bucur foarte mult că pot, în această zi sfântă, să fiu aici la Neamț, probabil unul dintre județele, între primele trei județe ca importanță pentru creștinismul românesc. Vă mulțumim!